Campania lansată de Asociația Împreună pentru Târgoviște se adresează fiecărui târgoviștean care poate să facă o donație în alimente, produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucării, pentru ca aceste bunuri să facă fericite 10 familii nevoiașe din municipiul Târgoviște. Deviza voluntarilor asociației de data aceasta este un Crăciun fericit tuturor. În fapt, dorim ca între 8 și 22 decembrie să colectăm de la cetățenii municipiului Târgoviște orice lucruri, rechizite, îmbrăcăminte sau produse alimentare care ar putea să ajute 10 familii defavorizate din municipiul Târgoviște, un centru de copii cu dizabilități și centrul de bătrâni Sfânta Maria. Fiecare târgoviștean suntem convinși că poate să vină cu câte puțin pentru a face viața unor oameni cărora soarta nu le-a oferit poate un Crăciun și niște sărbători așa cum ni le-a oferit nouă, să-i facem și pe ei să se simtă fericiți în pragul acestor sărbători. În continuare, Asociația Împreună pentru Târgoviște derulează și campania Viață pentru Cezar, astfel că sumele de bani donate în această perioadă sunt direcționate pentru salvarea micuțului de numai 3 luni care suferă de o boală de inimă. Din fericire, târgoviștenii răspund pozitiv la astfel de apeluri. După prima campanie pe care am început-o, după ce ne-am ales cu un nou membru al asociației, este vorba de cazul micuțului Cezar de numai 3 luni, campanie care se bucură de un început de foarte mare succes și numai 30 de ore s-au adunat peste 2000 de lei pentru micuțul Cezar și așteptăm în continuare pe târgoviștenii să vină la sediul asociației noastre. Toți cei care au posibilitatea să vină în sprijinul celor 10 familii nevoiașe și al micuțului Cezar pot face donații oricât de mici la sediul asociației Împreună pentru Târgoviște din centrul vechi al orașului.